anul trecut noi am avut succese. Noi avem medaliat de bronz la campionatul Europei, Vasile Belus. Noi am avut și medaliatul de bronz la campionatul Europei până la 22 de ani. Dorian Bucșă, pe care îl antrenează Igor Untilă de la Hâncești. Noi am avut băieți juniori care tot bine au participat la campionatul Europei la juniori, la elevi. Avem o medalie de argint și o medalie de bronz. Eu cred că boxul moldovenesc lărgește și geografia. Avem acum bune cluburi în Hâncești, în Chișinău, în Cedrlungă, în Tiraspol. Și cu susținerea ministerului, acum el se numește Culturii, Educației și Cercetărilor, cu susținerea Comitetului Olimpic, cu susținerea sponsorilor, cu regret numai compania de Hermes, între sponsori acum Federației de Box, a să-l dezvoltăm. 2017 год прошел удачно для Федерации бокса Молдовы. Мы имеем медаль с главного турнира прошлого года, чемпионата Европы. Бронзовую медаль завоевал боксер из Гремакоус Василий Белоус. Также в шаге от пьедестала почета остановился наш супертяжеловес Алексей Заватин, который проиграл российскому боксеру, тоже имел шансы завоевать медаль. Также у нас неплохое выступление было на молодежном чемпионате Европы, где двое наших боксеров были в шаге от медалей, но в решающий момент проиграли будущим чемпионам. И также у нас очень удачная команда собралась среди юниоров. Мы завоевали серебряную медаль Василия Пресакару из Тирасполя. И также мы завоевали еще две бронзовые медали. Также боксер из Тирасполя Гуц и боксер из Бельс Бунеску. И также еще у нас, кроме вот трех медалей, мы еще имеем, еще трое боксеров претендовали завоевать медали. И это ребята, которые будут выступать уже в этом году на чемпионате. И мы надеемся, что они улучшат свои результаты. Также среди младшего возраста, среди школьников, также бронзовые медали, тоже два пятых места. A fost desigur un an greu, dar mă bucur foarte mult că a fost un an rodnic și am adus roadă atunci când noi avem medalii în mână, bronz, argint, aur. Asta este dovada că n-am muncit în zadar. Și de ori de câte ori când avem rezultatul, noi ne încurajăm și credem că anul care urmează, 2018, la anul viitor, noi să avem mult mai bun rezultat. Așteptările avem în 2019 să avem calificări la Jocurile Olimpice, boxul moldovenesc. Nu mă gândesc la mine personal, eu m-aș bucura foarte mult să aibă boxul moldovenesc câte mai multe calificări la Jocurile Olimpice care vor fi în 2020 în Tokyo. Recent ne-am întors de la campionatul european la tineret care a fost în orașul Roseto de la Bruzie din Italia, unde selecționatul nostru s-a prezentat, eu să spun, bine, satisfăcător, de unde am adus o medalie de bronz. Pugilistul din Chișinău, elevul meu, Constantin Ursu, am muncit pentru toată echipa, că noi am mers cu o echipă întreagă, toți băieții, toți s-au prezentat foarte bine, dar nu le-am mers cu arbitrajul la unii din ei. În 2017 a fost un an de succes, am ocupat medalia de bronz la Campionatul Europei, ceea ce în 2018 tot am adus medalia de bronz, dar în 2018 am câștigat 3 lupte. Cred că și anul 2018 l-am început cu dreptul, fiindcă am adus o medalie pentru Republica Moldova. Mă strădui pe parcurs să aduc succes și să mă remarc prin succesele mele. Acest an a fost unul puțin mai bun ca anul trecut. A fost greu, dar prin muncă depusă cu eu și antrenorul meu, Tudor Ciuban, și mulți alți prieteni, care, colegi de echipă, m-au ajutat și m-au obținut. Ce așteptări ai de la anul? Anul care vine mai este încă campionatul mondial în Budapesta, care va fi și în august. Cred că acolo o să mă stăresc să duc medalia de aur.